Vă salut! Canalul acesta este un canal de sănătate holistică și vrem nu vrem trebuie să abordăm toate aspectele sănătății. Ce este sănătatea holistică? Este un ansamblu de 5 componente: sănătatea fizică, sănătatea emoțională, sănătatea mentală, sănătatea socială și cea spirituală. În cadrul prezentării soluției antistres, am amintit, printre altele, două dintre soluțiile recomandate de specialiști, și anume rugăciunea și meditație. Și atunci am vorbit de asemenea despre faptul că există mai multe tipuri de meditații, unele având tentă sau surse din religiile orientale și sau din psihologie și sunt mai puțin recomandate, și un alt exemplu este meditația benefică și în special meditația creștină, care ajută la atingerea obiectivelor pe care le urmărim. În literatura despre sănătate și mai special despre sănătatea holistică sau sănătatea aceasta naturistă cu remedii naturale, vom găsi un amestec de informații, multe dintre ele fiind din inspirate sau din surse din acestea orientale, din religiile orientale. Și atunci ar trebui să facem o clarificare asupra acestui subiect al spiritualității. Religiile din care se inspiră această spiritualitate pe care o găsim larg răspândită în cărțile de sănătate, poate fi hindusă, budistă, taoistă, jainistă și altele, care vin cu idei specifice religiei respective și atunci le amestecă în tot ce înseamnă filozofia sănătății și spiritualitatea sănătății pe care vrem să o adaptăm. Datorită acestor cărți larg răspândite și acestor informații care se găsesc peste tot, am fost și eu prins cumva în acest trend. În copilărie, când am început să citesc pentru prima oară cărți și reviste despre sănătate, și în anii 85-91, cam în acest interval, am citit și eu multe cărți despre sănătate și reviste prin care m-am intersectat și am prins aceste informații cu tentă orientală. Atunci am început să practic yoga și am practicat o bună perioadă yoga și de asemenea meditația transcendentală și multe lucruri care au legătură cu aceste practici și influențe din religiile orientale. Dar pe măsură ce am continuat studiul sănătății și în special studiul religiei și am ajuns să cunosc creștinismul mai în detaliu, pe parcurs mi-am dat seama de diferențele mari care apar între cele două și am renunțat încetul cu încetul la aceste influențe din religiile orientale. Am întâlnit însă multe persoane, dintre ele chiar și persoane care se consideră creștini, care nu fac această diferențiere și le amestecă. Nu știu în ce măsură își dau seama sau nu, dar elemente din această religie sunt incompatibile cu creștinismul. Vreau să dau doar două exemple. Reîncarnarea este un principiu total străin de ceea ce înseamnă creștinism, fiindcă în creștinism avem o singură viață, o singură judecată și asta este tot. Reîncarnarea implică altceva și printre noi există probabil mulți care se consideră creștini și totuși adoptă această filozofie sau această credință specifică hinduismului și budismului. Și nu-și dau seama că, de fapt, sunt două lucruri diferite, ar trebui să le diferențieze. Mai sunt și multe alte idei. O altă idee ar fi acea îndumnezeire sau ridicare a omului la nivel de divin, care iarăși se regăsește în aceste religii și este un lucru total străin de creștinism, fiindcă în creștinism noi ne cunoaștem statutul nostru de oameni păcătoși, slabi și dependenți de un Dumnezeu creator și atotputernic, și atunci nu putem să le amestecăm
statutul nostru este acolo unde este. Pot să dau și câteva exemple de persoane care reușesc să facă această distincție între un creștinism curat și biblic și aceste religii orientale. Aș vrea să amintesc un tânăr pe nume Cezar Elisei, care la fel practică postul cu apă și a devenit destul de cunoscut în România. Este un exemplu bun de un tânăr care este dedicat credinței creștine și le îmbină foarte frumos. Are anumite tabere de post și rugăciune în care cele două se completează foarte bine și este un exemplu pozitiv. La fel pot să amintesc de doctorul și profesorul Constantin Dulcan, care are multe prezentări pe acest subiect al sănătății în relație cu religia și credința în Dumnezeu, în mod special influența credinței asupra sănătății emoționale și spirituale și psihice. Primul pas însă în ceea ce înseamnă spiritualitatea este, după părerea mea, acceptarea sau inacceptarea unei ființe supranaturale, a unui Dumnezeu care a creat toate lucrurile și față de care noi trebuie să fim responsabili și să ținem cont de ceea ce El ne-a transmis. Și aici această idee a existenței unui Dumnezeu este practic antagonică față de ateismul pur, ateismul care nu recunoaște nimic supranatural, nimic care să fie deasupra omenirii și să conducă sau să fie cauza apariției omului. Și în această situație cumva m-am aflat și eu în copilărie, deoarece am crescut într-o familie în care nu a fost noțiunea de religie. Mama a lucrat în învățământ și în acea perioadă a comunismului era absolut interzisă orice legătură a cadrelor didactice cu, în mod special a cadrelor didactice, cu religia și a cadrelor politice și a oricăror persoane cu influență, era total interzis o legătură lor cu religia. Și mama, fiind în învățământ, chiar dacă în sufletul ei avea un sâmbure de credință, dar nu a putut să mi-l transmită și nu a putut să-l facă public nici atât, dar nici în familie, în particular, nu a putut să mi-l dea ca exemplu, deoarece își risca locul de muncă și, în consecință, susținerea familiei. De aceea, până la vârsta de 15-16 ani, n-am avut nicio noțiune legată de credință. Nu știam că există sau nu există Dumnezeu și nici nu eram preocupat de acest subiect. Abia spre finalul regimului comunist, când s-a desfăcut acest sistem prelungit de 70 de ani, în anii 1989-1990, am avut ocazia să am primele contacte ale mele cu noțiuni religioase. Și primul exemplu ar fi revistele Nauka i Religia, în traducere ar fi Știință și Religie. Este o revistă rusească concepută în anii 1950, atunci a început ediția, și era concepută strict și specific pentru a combate religia. Deci timp de 40 de ani aproximativ a publicat sute de reviste pe acest subiect și spre finalul anilor 80, fiindcă Uniunea Sovietică deja se clătina și ateismul cumva era sub semnul întrebării, în această revistă concepută pro-ateism au început să apară și articole cu înclinație religioasă și cu anumite explicații foarte interesante, științifice, care arătau de fapt că există cineva, există ceva deasupra sau mai presus de ceea ce știm noi, care a așezat lucrurile așa cum sunt ele acum. Și acele articole, cu foarte bine explicate științific, m-au impresionat mult atunci, fiindcă era prima dată când vedeam că ar exista
dovezi științifice privind existența lui Dumnezeu. Un alt moment important a fost niște vise de ale mele. Cred că cel puțin în câteva ocazii am visat sfârșitul lumii, cum ar fi cu tremure puternice, cerul total întunecat, fulgere, tot felul de evenimente din acestea catastrofale. Și era sentimentul acesta sufletesc că totul se termină, este sfârșitul lumii, iar eu nu sunt pregătit. Eu în ce stare sunt? Eu sunt cum sunt, păcătos și vai de mine și ce se va întâmpla. Și aceste vise la fel m-au tulburat atunci, m-au pus pe gânduri și m-au stimulat să caut niște răspunsuri. Și a mai fost de asemenea un element care nu știam că de fapt s-a scris despre el cu sute de ani în urmă. Pur și simplu am meditat odată și m-am gândit că în viață poți să ai două variante, să crezi în Dumnezeu sau să nu crezi. Și dacă crezi în Dumnezeu și n-ar exista Dumnezeu și tu crezi degeaba, asta e, a trecut viața, ai crezut degeaba și s-a încheiat, n-ai câștigat și n-ai pierdut nimic. Dar dacă tu nu crezi în Dumnezeu și Dumnezeu nu există, n-ai pierdut nimic, dar dacă Dumnezeu există și tu nu crezi în Dumnezeu, ai pierdut totul, fiindcă dacă tu credeai în Dumnezeu și respectai ce ți-a spus Dumnezeu, pe viitor aveai șansa unei vieți veșnice pe care tu ai pierdut-o, ai ratat-o. Și aceasta, de fapt, am aflat mult mai târziu că a fost emis prima dată de către Blaise Pascal, un savant francez, și este denumit pariul lui Pascal. Și el spune așa, că fiecare om în viața sa pariază pe aceste două variante. Există Dumnezeu sau nu există Dumnezeu? Și la fel cum am gândit și eu, din cele două variante pe care el le alege, fiecare din ele, la rândul său, se divide în alte două variante. Deci dacă pariază pe varianta că nu există Dumnezeu, există două variante, într-adevăr, nu există Dumnezeu sau există Dumnezeu, și dacă pariază pe varianta că Dumnezeu există și viața lui practic și o direcționează după o viață a unui om credincios în Dumnezeu, există la fel două variante. Prima în care Dumnezeu ar fi existat și a doua în care Dumnezeu n-ar fi existat. E, din cele toate patru variante, una singură este cu un final pozitiv, și anume dacă crezi în Dumnezeu și într-adevăr Dumnezeu există, atunci ai o speranță și un viitor după moarte. Dacă însă alegi cealaltă variantă, că nu există Dumnezeu și El ar fi existat, tu ai pierdut totul. Adică parierea aceasta, din punct de vedere logic, ar trebui să o conștientizeze pe om că chiar dacă încă nu este sigur dacă există sau nu există Dumnezeu, cel puțin ar trebui să se intereseze, să verifice și să meargă pe această variantă, fiindcă asta este singura variantă pe care el are un viitor, prin care el poate să aibă un viitor, fiindcă dacă el nu analizează această variantă și merge pe prima, că nu există Dumnezeu, el pierde totul oricum. Pentru el nu este absolut niciun viitor și este absurd să nu explorezi o variantă de salvare până când nu te clarifici dacă ea este bună sau nu. Și chiar dacă n-ar fi fost Dumnezeu oricum, este o alegere cu o șansă de speranță, da? În cealaltă parte nu ai nicio speranță. Deci aceasta iarăși este o idee bună de meditat pentru cei care încă sunt nesiguri de alegerea lor în viață. Și un alt punct pe care pe mine m-a influențat foarte mult în direcția aceasta a religiei a fost o Biblie pe care am primit-o de la mama în 1989 sau 1990, nu știu exact în anii respectivi, și am început să citesc și pentru mine a fost o experiență extraordinară prin care parcă am ieșit dintr-un întuneric și ceață și neclaritate în ceea ce înseamnă valorile în societate și multe întrebări la care nu aveam răspuns, și iată aici pe paginile acestei cărți lucrurile sunt așezate foarte bine, se arată de ce este bine, de ce nu este bine un anumit lucru,
de unde am apărut noi, care este viitorul și așa mai departe. Sunt multe lucruri așezate foarte bine și pentru mine a devenit un izvor de cunoaștere, înțelepciune și așezare a vieții pe un făgaș destul de clar, stabil și, să zicem, liniștit sau plin de speranță și de valori. Ca urmare apoi acestui fapt al citirii Bibliei, m-am apropiat încet încet de biserica, singura biserică pe care o cunoșteam pe atunci, și anume Biserica Ortodoxă, și am început să citesc și multe cărți din această biserică. Și una din ideile care m-au captat cel mai mult a fost faptul că acolo am găsit mai multe referințe de sfinți și călugări, de viețile unor oameni deosebit de credincioși care s-au izolat și au avut experiențe deosebite cu Dumnezeu, printre care m-a impresionat în mod special viața Sfântului Serafim din Sarov. Cred că cei mai mulți dintre voi cunoașteți. Și multe referințe legate de viața aceasta de călugăr, prin care se sublinia experiența deosebită spirituală pe care o ai având o astfel de viață și este cel mai frumos lucru pe care poate să-l aibă cineva. Și atunci mi-am dorit și eu să am această experiență, dar nu doar așa că mi-am dorit, dar chiar am planificat și mi-am propus cât mai urgent să mă retrag la mănăstire. Aceasta a fost în vara anului 1991. Mai aveam încă un an de liceu și eu mă hotărâsem să renunț la liceu și să merg la mănăstire. Bineînțeles că mama a fost împotrivă și a căutat să mă convingă, dar eram destul de încăpățânat. În anumite decizii când le iau sunt destul de încăpățânat și nu prea țin cont de opiniile altora, oricine ar fi ei. Și în final mama s-a ocupat și mi-a aranjat un interviu cu o discuție cu un călugăr din România. De fapt, numele lui este Arhimandritul Mina din Huș. El ne-a făcut o vizită în Republica Moldova, pe atunci eram acolo în Republica Moldova, în Orhei, și am avut o discuție cu dumnealui în legătură cu dorința mea de a mă călugări. Și el mi-a spus în felul următor: uite, este o dorință foarte bună, bine, și bine că te-ai hotărât și uite, eu te susțin, dar hai să facem așa, ia și termină-ți liceul, fă și anul acesta care îl mai ai de făcut și la anul, vii la mine și te repartizez eu la o mănăstire, fiindcă diploma aceasta de liceu este importantă și poate să ajute pe viitor în perfecționarea ta, eu știu, sau în studiile și cunoștințele și practica pe care ai să o faci. Și mi s-a părut potrivit sfatul lui și am zis: ok, mai fac și anul acesta și la anul vin la dumneavoastră să mă repartizați. Așa a rămas. Între timp eu citeam tot ce găseam și bineînțeles că apăreau și multe întrebări, în mod special din studiul Bibliei, din cititul Bibliei. Am avut multe întrebări la care nu găseam răspuns sau nu înțelegeam, de fapt, expresiile de acolo. Erau anumite expresii mai arhaice în Biblia pe care o citeam și am mers cu câteva întrebări, astfel de întrebări, am mers la preotul meu de la biserică, părintele Iacob, îl chema, nu mai e în viață acum. El mă și botezase în Biserica Ortodoxă când am fost mai mic. Asta a fost altă experiență. Mama m-a botezat pe ascuns. S-a dus în altă localitate, la distanță mare de unde locuiam noi, și m-a botezat pe ascuns. Și acest preot foarte credincios și apreciat de oameni, l-am abordat cu câteva întrebări și eram cu Biblia în mână și am spus: uitați-vă ce înseamnă asta, 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 am și eu câteva întrebări. El s-a uitat și, după părerea mea, nu a avut răspuns. N-a știut să răspundă la întrebări, dar nu a spus așa. A zis: uite, mi-a închis Biblia, a spus: lasă aceste lucruri, nu sunt importante, tu cel mai important este să vii la slujbe, să participi în continuare, să vii la slujbe, la liturghie,
la Sfântul Maslu și așa mai departe, la toate procedurile care se fac acolo. Eu n-am spus nimic, dar răspunsul acesta pe mine nu m-a satisfăcut, deoarece întrebările au rămas deschise și studiul meu m-a încântat foarte mult, descopeream multe lucruri acolo, dar rămâneau niște puncte neclarificate și vroiam un răspuns la ele. Mulțumesc lui Dumnezeu că a apărut o astfel de portiță de a găsi răspuns la întrebările pe care le aveam. Într-o zi de ianuarie din 1992, veneam la școală sau de la școală, nu mai știu, treceam prin piață și acolo era o tarabă de cărți religioase. Era cineva care vendea cărți religioase și m-am uitat pe acolo. În momentul respectiv n-am avut bani la mine să iau ceva, cu toate că probabil mi-aș fi dorit mai multe, dar ce am reușit să câștig din aceasta, am văzut un pliant. Și pe cel pliant scria o adresă și era scris ceva legat de studii biblice care se fac duminica la ora 10, parcă, la adresa respectivă. Strada Păcii, numărul 9. Până acum am reținut acea adresă. Am întrebat dacă pot să iau pliantul, a zis că da. Și eram foarte fericit, uite, niște oameni care studiază Biblia și poate că mă lămuresc și pe mine cu întrebările pe care le am. Pe atunci nu exista internet, nu aveam acasă nici harta orașului, deci aceasta era o străduță micuță. Am întrebat câteva persoane dacă cunosc unde este strada și unii nu știau, cineva mi-a zis că s-ar putea să fie în sectorul nordic. Am colindat câteva zile mai multe străzi până când am ajuns în sfârșit la strada Păcii numărul 9. Nu era nimic deosebit acolo, era o casă particulară. Cumva m-am gândit, hai să nu merg singur, am vorbit și cu colegul meu de bancă de la școală, am zis, uite, vrei să mergi cu mine, aș vrea să aflu răspuns la câteva întrebări și am găsit o locație unde se studiază Biblia. El a mers cu mine și la ora și ziua respectivă am fost acolo, am găsit într-adevăr deschis și cineva ne-a primit înăuntru, ne-a răspuns la toate întrebările și am fost impresionat cât de multe cunoștințe avea din Biblie. Deci ceva extraordinar. În multe aspecte, opinia lui sau credința lui era diferită de ceea ce credeam eu, ca și ortodox, eu fiind ortodox în acel moment. El mi-a spus punctul lui de vedere cu respect, uite, a zis, da, uite, înțeleg că tu așa vezi lucrurile, dar uite, noi vedem lucrurile diferit, uite, noi vedem așa lucrurile și dar, nu, nicio problemă, este credința ta, este alegerea ta și mi-a plăcut atitudinea aceasta că nu încerca neapărat să mă convingă de ceva, dar și prezenta punctul lui de vedere și ceea ce mi-a plăcut este că avea într-adevăr argumente foarte bune, solide pentru punctul lui de vedere și nu puteam cu nimic să argumentez că ar fi altfel, ar sta lucrurile altfel de cum mi-a prezentat el. Această experiență apoi m-a condus la o altă serie de studii pe care le-am făcut prin corespondență, studii biblice prin corespondență de mai multe luni și în final trecuse anul de liceu pe care trebuia să-l termin și conform planului ar fi trebuit să merg la mănăstire să mă călugăresc. Dar experiența aceasta pe care am avut-o în ianuarie 92 m-a condus prin un alt drum și în loc să mă călugăresc, am participat în vara respectivă la o evanghelizare care a avut loc în orașul nostru și la finalul acestei evanghelizări m-am botezat într-o biserică protestantă. Și drumul meu a avut o altă direcție în ceea ce privește religia, adică n-am mai mers pe direcția ortodoxă, ci pe direcția protestantă. Aceasta a fost experiența mea și au trecut de atunci deja peste 30 de ani și mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că m-a păzit de acel pas pe care era să-l fac atunci, care îmi dau seama că nu era cea mai bună variantă și mulțumesc lui Dumnezeu că pe parcursul anilor am putut să aprofundez credința creștină și pe baze solide, pe baze biblice și să descoper din ce în ce mai multe lucruri care m-au ajutat pe mine pe planul spiritual și pe celelalte planuri, fiindcă spiritualitatea este strâns legată de partea emoțională, de partea mentală și de partea fizică. Și nu mai zic și de partea socială. Deci
practic această sănătate holistică funcționează bine și ajută bine pe om atunci când avem toate componentele puse la locul lor și ele sunt de bună calitate. Adică fiecare componentă este de bună calitate și se ajută reciproc una pe cealaltă. Cam atât am vrut să vă zic pentru această ocazie. A fost practic o legătură între partea emoțională, între soluțiile antistres și partea de religie, partea de spiritualitate. V-am povestit experiența mea personală, cum am ajuns la poziția mea actuală și sper să vă fie de folos și vouă și vom încerca să aprofundăm un pic data viitoare acest aspect al spiritualității și în mod special vreau să abordez acest prim pas al credinței în Dumnezeu vis-a-vis de ateismul absolut. E primul pas, fiindcă în momentul în care tu nu crezi în nimic, tu n-ai niciun reper pe partea spirituală. Data viitoare vreau să vă povestesc o experiență pe care am avut-o anul acesta, în luna aprilie. Am petrecut aproximativ o săptămână cu un tânăr ateu, un băiat isteț, mi s-a părut destul de inteligent și care avea sau are această viziune ateistă și pentru mine a fost o ocazie deosebită să pot să dialoghez cu el și să văd cum gândește, care sunt perspectivele lui și data viitoare vreau să vă povestesc această experiență cu câteva detalii despre ea și ce învățături putem să luăm din această experiență. Vă mulțumesc pentru atenție și până data viitoare, numai bine!